Reluăm conferința cu partea a doua. Sper că a fost agreabilă prima parte, masa de prânz, și că atenția va fi trează în continuare, chiar dacă suntem după această pauză în care poate ați avut ocazia să mai discutați ce ați auzit de dimineață sau, dimpotrivă, să fiți solicitați cu probleme de la instanțele și parchetele de unde proveniți. Să ne concentrăm acum pe următoarea prezentare, care va fi susținută de domnul judecător Ioan Stelian Vidu. Domnia sa este formator cu normă întreagă la Institutul Național al Magistraturii, este implicat deopotrivă în formarea inițială, cât și în formarea continuă. După domnia sa va susține o prezentare domnul Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc, de asemenea formator cu normă întreagă al Institutului Național al Magistraturii, coleg de catedră cu domnul Vidu. Și apoi va urma doamna Cristiana Mihaela Crăciunescu, judecător, formator cu normă întreagă al Institutului, la catedra de dreptul familiei. Sper să fie teme care să vă suscite interesul. Sunt de asemenea colectate pe baza opțiunilor pe care le-au exprimat instanțele și parchetele din țară și vă îndemn, în măsura în care și domnul judecător este de acord, să interveniți pe parcursul prezentării cu întrebări, cu observații sau, dacă nu, la final. Vă doresc mult succes! Îi mulțumesc, domnul director, pentru prezentare, pentru introducere și pentru că, oricum, suntem după momentul prânzului și așa este destul de greu, ca să spun așa, să ne concentrăm. Și având în vedere că avem și această limitare temporală, da, ora, în principiul ora 3, că am trebuit să terminăm această, să zic așa, întâlnire, am să intru, să spun așa, în fondul problemelor. Așa cum a anunțat doamna director, sunt probleme ridicate de către colegii noștri din instanțe. Și așa cum ați văzut din titlul acestei, în fine, nu este o prezentare, aș dori să fie un dialog, sunt probleme legate de, sau circumscrise, problematice obligațiilor civile. O primă, să zic așa, întrebare care a fost formulată este arondată instituției dreptului de retenție, în ce mă privește, să spun așa, experiența mea cu dreptul de retenție este mai îndelungată și cu bune și cu rele. Se pare că nu ne lasă nici acum dreptul de retenție, deși noul cod civil i-a conferit un regim general. Acum e de văzut dacă realmente descurcă, să spun așa, enigmele care au planat asupra acestei instituții sau, din contră, nu ne prea ajută. Deci, întrebarea formulată a fost în felul următor. Dreptul de retenție conferă titularului său un drept de folosință asupra bunului? Și sigur că în funcție de răspunsul dat acestei întrebări se rezolvă de fapt și o altă problemă, și anume dacă retentorul, în măsura în care folosește bunul, ar putea să fie obligat la a achita echivalentul lipsei de folosință. Cu siguranță că ne-am confruntat deja cu această problemă în perimetrul vechiului cod civil și risc acum să spun că, cred, acum o statistică nu am văzut, în majoritatea soluțiilor jurisprudențiale sau majoritatea acestor soluții au fost în sensul că dreptul de retenție nu conferă un drept de folosință. Urmarea firească a fost aceea că dacă folosește acest bun sau dacă folosește bunul grevat de dreptul de retenție, proprietarul, deși nu întotdeauna trebuie să fie neapărat proprietarul bunului, dar de regulă proprietarul bunului este îndreptățit să solicite echivalentul lipsei de folosință. Au existat, să știți, chiar la nivelul în alte curs de casație și justiție și soluții în sensul că cărora dreptul de retenție ar conferi și un drept de folosință. Acum, sigur că în perimetrul vechiului cod civil, poate că e mult spus, pentru că vechiul cod civil nu ne oferea un regim general al dreptului de retenție, erau îngăduite interpretări, cred că și într-un sens și în celălalt, dar
Totuși, de esența dreptului de retenție era puterea de blocare a bunului. Esența funcției de garanție a dreptului de retenție consta în aceea că retentorul bloca utilizarea bunului, în felul acesta exercita un rol combinator asupra proprietarului, care în această situație era determinat, adică a lipsirii lui de folosința bunului, era determinat să-și execute ce creanța născută în legătură cu bunul. Și să știți că și în perimetrul dreptului comparat, și mă refer acum cu precădere la dreptul francez, până la urmă de unde s-a inspirat vechiul cod civil, aș spune unanim, soluțiile erau în sensul că dreptul de retenție nu conferă un drept de folosință. Acum, ca să ne ancorăm în perimetrul legislației actuale, a codului civil actual, cred că pentru a răspunde la această întrebare trebuie să pornim de la însăși definiția dreptului de retenție. Și 2495, aliniatul 1, definind dreptul de retenție, ce ne spune? Că cel care este dator să remită sau să restite un bun poate să îl rețină cât timp creditorul nu își execută obligația sa izvorâtă din același raport de drept. Deci 2495 nu ne semnalează decât o singură prerogativă în favoarea creditorului retentor conferită de dreptul de retenție, care aceea de a reține bunul. Atât și nimic mai mult. 2495 în niciun, să zic așa, lasă să se înțeleagă că creditorul retentor ar fi îndreptățit să folosească bunul. O oarecare, zic eu, ambiguitate asupra existenței sau nu a dreptului de folosință este dată de trimiterea pe care articolul 2497 o face la dispozițiile articolelor 795-799. Și dacă observați, textul este în felul următor formulat: cel care exercită un drept de retenție are drepturile și obligațiile unui administrator al bunului altuia împuternicit cu administrarea simplă, dispozițiile al 795-799, aplicându-se în mod corespunzător. Sigur că un indiciu asupra manierii în care trebuie să înțelegem dispozițiile menționate 795-799 este tocmai această sintagmă: se aplică în mod corespunzător. Prin urmare, nu ne vom afla într-o aplicare, să zic, mimetică a acestor dispoziții legale, ci trebuie că atunci când ne gândim la aplicarea acestor dispoziții legale în materia dreptului de retenție, să fim atenți, adică trebuie să le aplicăm în mod corespunzător, adică aplicăm ceea ce este compatibil cu dreptul de retenție. Și acum, cred că pentru a răspunde la această întrebare nu putem să facem abstracție totul de aceste dispoziții, 795-799. Și dacă lecturăm 795, el se referă pe de-o parte la obligația retentorului de a conserva bunul, în privința căreia cred că putem să cădem de acord cu asemenea obligație există în sarcina creditului retentor, dar apoi părerea mea, de o manieră destul de, acum îmi permit poate un cuvânt mai dur, subversivă, așa, 796 și 797 folosesc pe de o parte, vorbesc de culegerea fructelor și pe de altă parte 797 vorbește de obligația retentorului de a folosi sau exploata bunul, administratorului de a folosi și a exploata bunul frugifer fără a schimba destinația acestora. Și de ce spun subversivă? Dacă citim așa la o primă vedere, am putea să înțelegem, păi cele două texte legale, în ciuda a ceea ce definiția dreptului de retenție spune sau lămurește cu privire la atributele dreptului de retenție, deci am putea să înțelegem la primă vedere că dispozițiile AR 796 și 797 ar institui un drept de folosință în favoarea administratorului și mai departe în favoarea titularului dreptului de retenție, care ar fi consecința, deci care avea un drept de folosință, ar avea dreptul și de a culege fructele. Ori, cred că dacă ne uităm mai cu atenție la aceste dispoziții, aceste dispoziții vorbesc de obligația retentorului de a culege fructele și obligația de a-l folosi. Ori, una este să fii obligat și alta este să ai un drept. Mai apoi, chiar dacă dispozițiile de la dreptul de retenție nu fac de o manieră
explicită trimitere la articolul 808, dar, ca să spunem așa, drepturile administratorului, celui care are administrarea simplă, sunt controlate și de următoarele dispoziții. Și haideți să vedem în articolul 808, în absența acordului beneficiarului de sau împuternicirii conferite prin lege, prin actul constitutiv, ori prin înțelegerea ulterioară a părților, administratorul este obligat a nu folosi în propriul său avantaj bunurile administrate. Deci, nu putem vorbi în cazul administrării simple și apoi în cazul dreptului de retenție de un drept de folosință. O folosință, să spunem, exercitată de către retentor, dar atenție, nu sub auspiciile unui drept, ci sub auspiciile unei obligații, sunt exercitate, de această folosință este exercitată în folosul, în interesul proprietarului, deci nici de cum în propriul lui interes. Prin urmare, înclin să cred că, cel puțin în materia raporturilor civile care nu implică o activitate cu caracter lucrativ, nu, cazul celui care, în fine, a fost beneficiar unei locațiuni, rămâne în temelul unui drept de retenție să exercite un control asupra bunului. În această situație, dacă retentorul folosește bunul, el urmează să fie obligat la achitarea echivalentului lipsei de folosință. Sigur, ne putem gândi totuși atunci când se aplică aceste dispoziții, 796-797. Încă o dată, textul vorbește de obligații. Încă un text de lege, zic eu, care ar putea să ne mai ajute, este articolul 800... În clipă. 853, alineatul 3. Administratorul care a folosit fără permisiune un bun este obligat să-l indemnizeze pe beneficiar sau, după caz, pe fiduciar în contul masei patrimoniale fiduciare cu echivalentul folosinței bunului. Deci, practic, și în cazul administratorului care are o administrare simplă, dacă el folosește bunul fără autorizare, fără permisiune, el este obligat la a achita echivalentul lipsei de folosință. Deci, în materia, acum sigur, este greu de acoperit toate situațiile care o să apară în practică, dar revin. Dacă nu avem o activitate lucrativă, aș spune că soluția obligării retentorului la plata echivalentului lipsei de folosință este neechivocă. El nu are clar un drept de folosință, dacă continuă să-l folosească, poate fi obligat la achitarea echivalentului lipsei de folosință. Nu cred că în cazul retentorului trebuie să mergem neapărat pe 853, pe textul de lege de la administrarea simplă, ci putem să mergem pe dreptul comun în materia răspunderii delictuale. Exercitând fără un drept folosință, poate fi obligat pe temei delictuale la plata echivalentului lipsei de folosință. Aceste texte de lege care instituie obligație, cred că trebuie să le gândim și aici este de văzut în ce sens va merge jurisprudența, poate în zona activităților cu scop lucrativ, unde poate este de gândit dacă nu cumva în interesul unei exploatări normale a bunului ar fi de imaginat obligarea retentorului la a folosi bunul pe parcursul exercitării dreptului de retenție. Dar atenție, această folosire, această utilizare a bunului nu se face în interesul lui, ci în interesul proprietarului. O asemenea folosință exercitată cu titlul de obligație îl îndreptățește pe retentor la a primi o remunerație și asta ne-o spune 793. Deci aici trebuie să vedem care va fi totuși direcția în care merge, se va orienta jurisprudența. Dacă va fi obligat să folosească bunul, va fi obligat să culeagă și fructele. Și atunci, dacă culege și fructele, care este regimul juridic al acestor fructe? Asta este oarăși o problemă care, ca să spun așa, a născut păreri diferite în perimetrul vechiului cod civil. Știți că au existat și păreri că aceste fructe rămân intră chiar în proprietatea retentorului și s-a pronunțat chiar în alta curte în acest sens. Deci fructele rămân în proprietatea retentorului, numai în acest fel, zicându-se, dreptul de retenție își atinge, ca să spun așa, finalitatea. Din punctul meu de vedere, nici în perimetrul vechiului cod civil și nici acum în condițiile noului cod civil, nu avem un text de lege care să îngăduie soluția că aceste fructe intră în proprietatea creditorului retentor. De ce? Pe de o parte, dacă ne ducem la administrare, la regimul administrării, avem textul articolului 841. Când beneficiarul este proprietarul bunului fructicer, fructele se dobândesc potrivit regulilor prevăzute la 550 alineatul 2 și 3. Vechea regulă, fructele revin proprietarului. Această regulă se regăsea și în vechiul cod civil. Deci dacă creditorul retentor culege fructele, în niciun caz ele nu intră în proprietatea lui. Ele se cuvin proprietarului.
Dar o altă întrebare poate să se nască în legătură cu această problemă. Bine, se cuvin proprietarului, dar de când se cuvin proprietarului? Poate proprietarul să ceară aceste fructe imediat ce au fost culese? Sau ele ar urma să fie grevate la rândul lor de dreptul de retenție care grevează și bunul pe un argument, pe urmă, sau pe două argumente în esență? Pe de o parte, am putea să spunem că se aplică regula că accesorul urmează soarta principalului, deci dacă bunul este grevat, vor fi în continuare și fructele grevate. Și pe de altă parte și un argument, să spunem, legat de o exploatare corespunzătoare a bunului, în sensul că, cred că o asemenea soluție ar asigura o exploatare normală a bunului sau o exploatare, să zic așa, care folosește bunului. Dacă retentorul ar ști că el culege fructele după care le dă înapoi proprietarului, mă gândesc ce interes ar mai avea el să se mai îngrijească de o exploatare corespunzătoare a bunului. Sigur că, să spun așa, în această zonă a momentului de la care proprietorul ar putea să ceară fructele bunului frugifer, cred că s-ar putea să fie acceptată și soluția contrară, în sensul că proprietarul ar fi îndreptățit să le culeagă de la momentul, să le pretindă de la momentul la care ele au fost preluate, culese de către creditul retentor. Ce vreau să vă mai spun însă, ce este însă clar, că asupra fructelor, oricum creditorul are un drept de retenție, dar un drept de retenție propriu, altul decât cel care grevează bunul frugifer. Cât privește sorgintea legală, să spun, acestui drept de retenție, cred că ne ajută aici dispozițiile articolului 566, aliniatul 6, care, sigur, cu referire la acțiunea revendicare, ce ne spune? Că părâtul are un drept de retenție asupra produselor până la restituirea cheltuielor făcute pentru producerea și culegerea acestora, cu excepția cazului în care proprietarul furnizează părâtului o garanție îndestulătoare. Și acum, ca să încerc să rezum. 1. Niciun text de lege nu încurajează interpretarea că 97 nu pot să încurajeze ideea că l-ar avea un drept de folosință. Pe cale de consecință, o posibilă folosință a bunului îndreptățește proprietarul la cere contravaloarea lipsei de folosință. Și cred că asta a și fost practica noastră destul de constantă. Nu știu, puteți să infirmați sau nu această situație. Iar cu privire la fructe, e clar, fructele se cuvin proprietarului. Discutabil ar fi, într-adevăr, momentul de la care el poate să le perceapă. Eu înclin să cred că ar trebui ca aceste fructe să intre sub regimul care guvernează și bunul frugifer, adică dreptul de retenție se va extinde și asupra acestor fructe. Cu alte cuvinte, ele rămân blocate de către retentor până la stingerea creanței născute în legătură cu lucrul. Ulterior achitării acestei creanțe, retentorul este obligat să restituie atât fructele cât și bunul. Mai mult decât atât, asupra fructelor avem și un drept de retenție autonom, adică un drept de retenție care garantează achitarea cheltuielor făcute în legătură cu producerea fructelor și care își are sorgintea legală în 566 aliniatul 6, și dacă, să spunem, nu ne vom afla în zona unei acțiuni de revendicare, am putea să mergem chiar pe dispozițiile dreptului comun pe 2495. Acum, tot în legătură cu drept, dacă sunt, întrebări în legătură cu această problemă, vă rog. Ar fi vorba de o obligație de folosință, în cazul în care este necesară o autorizație pentru folosirea bunului respectiv, pe care retentorul nu o mai poate obține. Poate solicita daune proprietarul pentru pentru nefolosința bunului? Asta este o problemă interesantă. Adică ar fi de imaginat o situație în care chiar proprietarul, de asta spuneam că aș vedea aceste texte de lege aplicate cu precădere în zona activităților lucrative. Nu să ne imaginăm niște societăți, nu? Care bunul a fost, să spunem, închiriat,
se invocă un drept de retenție, sunt îndeplinite condițiile recunoașterii dreptului de retenție, au fost făcute niște cheltuieli necesare asupra imobiliului respectiv, iar proprietarul are interes, pentru că de regulă asta spun, cred că noi de cele mai, în cele mai multe situații ne lovim de ipoteza în care proprietarul nu îngăduie retentorului să folosească bunul și atunci, dar putea să-i ceară echivalentul lipsei de folosință. Dar care ar fi, asta ar fi de fapt situația pe care o invocați noastră, în care chiar proprietarul ar fi interesat ca bunul să nu rămână nefolosit. Eu cred că ar fi de imaginat chiar situații în care proprietarul ar introduce o acțiune prin care l-ar obliga să-și respecte aceste obligații născute legal în temeiul 796 și 797. Dar atenție, aici ar trebui retentorul să iasă din pasivitate și să ceară, dar sigur asta e problema lui, să ceară să fie remunerat, pentru că el poate să fie remunerat. Aici este într-adevăr o zonă încă, atenție, este o zonă încă nu știu dacă ați avut situații de genul ăsta în practică, dar cred că ați avut o situație de genul ăsta. Eu le anticipam, ca să zic așa, la nivelul analizei textelor de lege și gândesc că ar putea să existe o asemenea acțiune. Din punctul meu de vedere, admisibilă, ca să spun așa, da? Mulțumesc frumos! Da. Da. Am înțeles că, acum nu știu exact unde ați rămas cu discuțiile cu domnul profesor Boroi, legat de posibilitatea, discuțiile legate de posibilitatea recunoașterii unui drept de retenție în procedura aceea specială a evacuării. Nu știu dacă ați ajuns să discutați. Ați avut în practică situații de genul ăsta când în cadrul procedurii speciale a evacuării se invocă pe cale de apărare un drept de retenție? Haideți să ne uităm puțin la textul de lege care ne interesează. Cred că 1043 este acum, nu? Problema este cu adevărat delicată aici. Părâtul chemat în judecată potrivit procedurii prevăzute în prezentul titlu nu poate formula cerere convenționale de chemare în judecată a altei persoane sau în garanție pretențiile sale urmând a fi valorificate numai pe cale separată. Și părâtul pe cale de apărare, diligent fiind și atent, nu cade în capcana de a formula o cerere convențională, care sigur iar atrage, ca să spun așa, sancțiunea respingerii ca inadmisibilă a unei astfel de demers, ci pe cale de apărare spune în felul următor. Eu am făcut cheltuieli necesare în legătură cu bunul. Pe cale de consecință doresc să mi se recunoască un drept de retenție, care, vedeți, drept de retenție poate să fie invocat similar excepției de neexecutare, ca o apărare, ca un demers de natură să contracareze cererea de chemare în judecată, fără să formuleze o cerere convențională, zicând instanțe ca pe cale incidentală să constate că el are și o creanță aceasta, decurgând din cheltuielile necesare și utile făcute în legătură cu bunul, deci care are și o creanță în legătură cu... Sigur, am putea să spunem la prima vedere, bine, păi el nu face altceva decât să ocolească până la urmă restricția instituită de 1043, care are ce rațiune? Păi rațiunea acestei dispoziții legale este de a nu lungi foarte mult această procedură specială a evacuării. Și totuși, haideți să analizăm mai atent și rațiunile și chiar și conținutul acestei dispoziții legale. În primul rând, 1043 nu interzice formularea de apărări. Deci, din punct de vedere al literei textului de lege, invocarea dreptului de retenție pe cale de apărare ar fi de primit din perspectiva lui 1043. Pe de altă parte, ideea că s-ar periclita și s-ar temporiza excesiv această procedură. În primul rând, haideți să ne gândim că această procedură a fost gândită pentru ce situație? Pentru situația ocupantului. Ea, de fapt, ce a vrut să lămurească sau ce a vrut să ofere un remediu procedural pentru ipoteza în care cineva îți ocupă un bun și ca să nu mai recurs la revendicare, care revendicare cum era, cum e costisitoare, drept de proprietate, taxe de timbru, iată un remediu mult mai facil, nu dacă cineva îți ocupă abuziv un bun, să mergi pe această procedură mult mai suplă.
Știți că pe vechiul cod erau discuții dacă evacuarea, unde era permisă? În mod normal, evacuarea era permisă numai în zona raporturilor juridice obligaționale. Dar, tocmai pentru a se luda taxa de timbru, știți că erau acțiuni de genul în care se mergea pe 480 și zicea evacuare. Dar, de fapt, era o revendicare. Ori eu cred că această procedură specială a vrut, de fapt, să acopere această nișă, adică să dea posibilitatea proprietarului să nu mai recurgă la revendicare, încă o dată era extrem de costisitor, să recurgă la o procedură mult mai suplă ca să-și reintre în stăpânirea bunului. Dar această procedură specială nu se referă numai la ocupant în privința căruia, și acest lucru aș vrea să lămurim, dreptul de retenție nu poate să fie, nu poate, deci ocupantul nu are posibilitatea de a obține recunoașterea dreptului de retenție. De ce? Pentru că el prin impozit stăderea credință. Și avem o altă interdicție, da, în dispozițiile dreptului comun, nu? Dacă mergem în 2400, cât este, haideți să vedem, 2490 cât avem aici, 96 aliniatul 2, dreptul de retenție nu poate fi invocat de către posesorul de rea credință decât în cazurile anume prevăzute de lege. Ori, ocupantul, dintr-un început, nu poate să invoce un drept de retenție. Dar, în schimb, această procedură specială se aplică când, iată, raporturile de locațiune, unde recunoașterea dreptului de retenție poate fi de imaginat. Eu cred că acest 1043 din Codul de Procedură Civilă a supralicitat, să zic așa, această, sau cea din tâi ipoteza, aceea în care părâtul este un ocupant și nu un locatar, în privința căruia, iată, sau unei persoane care a avut un raport juridic cu proprietarul, în privința căruia recunoașterea dreptului de retenție poate să fie de imaginat. Acum, aș vrea să mă aduc și alte argumente în plus pentru ideea că totuși dreptul de retenție ar putea să fie recunoscut în această procedură specială. Unde și are de regulă izvorul creanța creditorului retentor? În îmbogățirea fără justă cauză. Ca premisă pentru a constata creanța creditului retentor, când se poate constata această creanță? Care este premisa? Păi premisa este ca el să fie, să zic așa, pe picior de plecare. Pentru că doar atunci eu pot să stabilesc care este limita îmbogățirii proprietarului. Până ce retentorul nu pleacă, nu pot să înregistrez în dreptul proprietarului o îmbogățire. Deci ele sunt cumva legate. Când pleacă creditorul retentor, abia atunci pot să stabilesc care este și creanța lui. Prin urmare, eu n-aș putea aici să merg pe următorul argument. Păi n-are decât creditul retentor să se ducă pe dreptul comun și să ceară obligarea la plata creanței și la... Pentru că dacă face acest... Odată că el nu poate să o facă decât când îi se cere evacuarea, deci ar însemna că o face după ce s-a obținut evacuarea lui. Păi dacă s-a obținut deja evacuarea lui și se mai și execută evacuarea, dreptul de retenție se stinge prin predarea bunului. Deci iată că el este într-un cerc vicios. Și încă ceva. Dacă nu acceptăm posibilitatea recunoașterii dreptului de retenție în faza procedurii speciale, unde se va duce discuția? Contestația la executare. Pentru că, potrivit, cred că lui 713, acum noua numerotare, 713, dacă executarea silită se face în temeiul hotărârii judecătorii sau arbitrare, debitorul nu va putea invoca pe calea contestației motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune în cursul judecății în primă instanță sau într-o cale de atac ce a fost deschisă. Dacă noi acceptăm ab initio că în procedura specială a evacuării nu poate să fie recunoscut dreptul de retenție, înseamnă că acceptăm că lui, el nu are deschisă nicio cale pentru a obține recunoașterea dreptului de retenție, ceea ce înseamnă că el o va invoca în calea contestației la executare. Și care este urmarea? Păi o să avem niște procese mamut în contestația la executare, care la rândul ei, de ce este guvernată? De nevoia soluționării cu celeritate. Deci, practic, ori blocăm, ca să zic așa, evacuarea, ori, dacă nu, o să trebuiască să blocăm mai târziu executarea silită. Așa încât cred eu că punând în balanță, cred că sunt mai multe argumente în sensul cărora am putea sau ar trebui să recunoaștem un drept de retenție încă în această procedură specială. Dacă nu sunt întrebări? Ați avut asemenea situații în practică? N-ați fost încă confruntați cu părâții pur și simplu nu invocă dreptul de retenție în procedura specială a evacuării? N-ați avut situații de genunță la seminare? Deci, într-o dată, au mai avut unii dintre colegi asemenea ipoteze și așa au propus și au pus această problemă. Alminteri, de asta ea se și regăsește probabil în
propunerea de teme care ar putea să fie discutate. Bun. Dacă nu sunt întrebări legătură cu această problemă, haideți să trecem la o altă problemă. Și anume, dacă ar putea să fie extrase, asta a fost propunerea colegilor noștri, niște reguli cu privire la posibilitatea judecătorului ca în condițiile articolului 1541 aliniatul 1 litera B. Deci dacă ar putea să fie extrase niște reguli cu privire la posibilitatea judecătorului de a restrânge penalitatea, da, clauza penală, atunci când ea este vădită excesivă față de prejudiciul ce putea fi prevăzut de părți la momentul încheierii contractului. În condițiile vechiului cod civil, cred că majoritatea dintre noi, pornind de la principiul forței obligatorii a contractului, dar având în vedere și un text special aplicabil în materia clauzei penale, era vorba de 1087, consideram că, privitor la cuantumul ei, clauza penală, să spunem așa, este o redută care nu poate în niciun caz să fie răsturnată. Da? Părțile au stabilit o clauză penală, acea clauză penală noi îi dădeam eficiență, în sensul că obligam părâtul la achitarea ei. Dar vorbeam așadar de imutabilitatea clauzei penale. Să știți că au existat și în perimetrul vechiului cod civil soluții în sensul posibilității de restrângere, mai apoi au existat și argumente în plan doctrinar. În principiu, aceste argumente au lovit tocmai în principiul forței, în principiu, da? Au lovit în forța obligatorie a contractului, spunând că el nu trebuie să fie interpretat atât de rigid. Adică dacă se aduce atingere bunei credințe, e loc de a discuta, iată, și pe nivelul clauzei penale. Acum, noul cod civil a lămurit această problemă sub un prim aspect. Există posibilitatea pentru judecător de a restrânge cuantumul clauzei penale. Dar, totuși, există o serie de întrebări și de probleme care s-ar putea ridica în legătură cu aplicarea acestui text de lege. Și o primă problemă ar fi dacă judecătorul ar putea din oficiu să invoce caracterul excesiv al clauzei penale. Cum spuneam, 1541 nu dă un răspuns. Dacă este să mergem în zona dreptului comparat, iată două coduri civile, ca să zic așa, cu mare impact în lumea dreptului, să spun așa. Codul civil german spune că nu. Codul civil francez, atenție, într-o primă fază, nu spunea nimic sub presiunea soluțiilor jurisprudențiale. După 10 ani, deci în 75, au introdus și această o dispoziție similară cu cea care se regăsește acum în 1541, deci la început n-au lămurit această problemă, după care au revenit și au spus judecătorul poate să o invoce chiar din oficiu, ridicându-o așadar la rangul unei probleme de ordine publică. Acum întrebarea este, noi acum față de actualul angrenaj, să spun legislativ, putem să spunem că judecătorul ar putea să invoce din oficiu caracterul excesiv al clauzei penale? În ce mă privește, nu. Și aceasta pentru că răspunsul pe care trebuie să-l dăm trebuie să se raporteze, din punctul meu de vedere, la dispozițiile procedurale. Ori aici avem, pe de o parte, disponibilitatea, pe de altă parte, legat de disponibilitate, imutabilitatea litigiului. Nu? Articolul 9, aliniatul 2, 22, aliniatul 6, judecătorul nu poate schimba, nu, cadrul procesual. Ori în această logică, dacă judecătorul a invocat din oficiu, evident că ar fi în situația de a modifica limitele învestirii sale. Deci cred că răspunsul la această problemă, dacă judecătorul poate sau nu poate din oficiu, trebuie să fie în sensul că nu,
prin raportare la cele două reguli menționate. Acum, o altă problemă. Dacă ne aflăm în fața unei clauze care are un caracter vădit excesiv, și aici este o problemă interesantă. Observați că legiuitorul, vorbind de caracterul vădit excesiv, raportează acest caracter excesiv al clauzei penale la ce? La prejudiciul previzibil. Deci noi, practic, dacă suntem solicitați sau investiți cu problema caracterului excesiv al clauzei penale, trebuie să o raportăm la ce? La prejudiciul previzibil. Este clar că din acest punct de vedere nu pot să fie emise reguli de genul. O clauză este excesivă dacă este de două ori mai mare decât prejudiciul previzibil. Evident că aici jurisprudența va avea un rol creator. Care este diferența, să zic, care trebuie să existe, pe de o parte, între nivelul clauzei penale și nivelul prejudiciului previzibil, care să conducă la ideea că are un caracter excesiv. Dar totuși, dacă ajungem la această concluzie că are un caracter excesiv, s-ar pune o altă problemă. Trebuie judecătorul automat să o reducă? Sau iar el are totuși facultatea să aprecieze de la caz la caz dacă se impune sau nu reducerea clauzei penale? Și din acest punct de vedere, cred că decisivă este natura juridică a clauzei penale. Și în acest sens, vă propun să lecturăm câteva texte legale, mai exact. Mai întâi, 1538, aliniatul 4 din Codul Civil. Creditorul poate cere executarea clauzei penale fără a fi ținut să dovedească vreun prejudiciu. Așadar, creditorul are dreptul la clauză penală și când? Când nu există un prejudiciu. Prin urmare, rezultă cu claritate din această dispoziție legală că legiuitorul a dorit să confere clauzei penale preponderent un caracter sancționatoriu. Și nu atât unul reparatoriu, care este adevărat, ne este nouă mai apropiat, să zic așa. Deci iată că legiuitorul pune pe primul plan, păi din moment ce pot să cer clauză penală chiar în absența unui prejudiciu, înseamnă că legiuitorul a vrut să-i confere, evident, un caracter sancționatoriu. Și argumentele nu se opresc aici. Chiar 1538 aliniatul 1, care definește clauza penală, ce spune? Clauza penală este aceea prin care părțile stipulează că debitorul se obligă la o anumită prestație în cazul neexecutării obligației principale. Prin urmare, dreptul la clauza penală este asociat neexecutării, nu atât prejudiciului sau cuantumului lui. Și chiar textul de lege pe care l-am supus acum analizei, 1541, aliniatul 2, despre care o să mai discutăm, în cazul prevăzut la aliniatul 1, litera B, deci ceea ce ne interesează pe noi, penalitatea astfel redusă trebuie să rămână superioară obligației principale. Deci chiar și atunci când ea este excesivă, judecătorul nu o poate să o reducă decât la un nivel care este cum? Superior obligației principale. Este evident, din nou, este evidentă prevalența caracterului sancționatoriu. Apoi chiar denumirea, clauză penală, cuvântul penal, ne duce cu ideea la ideea de sancțiune. Ori dacă clauza penală este o sancțiune, asta înseamnă că trebuie să-i lăsăm judecătorului posibilitatea să aprecieze în funcție de situații precum calitatea de profesionist a părților, motivele neexecutării, chiar și vinovăția părâtului. Deci, cred că ar fi de preferat să interpretăm aceste dispoziții legale, în sensul în care ele permit judecătorului să aprecieze dacă reduce sau nu reduce clauza penală. Ne aflăm, ca să zic așa, într-o situație similară celei în care se găsește judecătorul din penal. Adică individualizăm pedeapsa.
Mai apoi, și cred că poate acest argument o să fie mai convingătoare, 1541, dacă îl citim în formula sa afirmativă. Textul este formulat negativ. Instanța nu poate. Deci instanța poate reduce penalitatea dacă este vădită excesivă. Legiuitorul nu a spus că judecătorul o va reduce, ci poate să reducă penalitatea dacă ea este vădită excesivă. Și acum, încă un argument, am identificat textul de lege de unde s-a inspirat legiuitorul, este vorba de 9509 aliniatul 2 din principiile dreptului european al contractelor și text de lege care din nou se referă la posibilitatea judecătorului de a reduce sau nu clauza penală. Pe cale de consecință, dacă ea este excesivă, putem imagina următoarele rezolvări. Judecătorul poate să păstreze clauza penală, poate să reducă clauza penală și dacă o reduce, până unde o reduce, numai puțin de un nivel superior obligației principale, și aș mai adăuga aici o limită asupra căreia puteți să mai reflectați, nu o va coborî judecătorul nici sub sau nu sub sau va coborî la un nivel care să depășească și să depășească prejudiciul înregistrat de către creditor. Nu trebuie să uităm că rațiunea din tâi a clauzei penale este aceea sancționatorie. Dacă judecătorul ar reduce sub când ar fi aceasta, deci prejudiciul este mai mare decât nu este mai mare decât obligația principală, pentru că dacă este mai mic decât obligația principală, în niciun caz nu se va duce mai jos de obligația principală. Deci în discuție ar fi situația în care prejudiciul creditorului este peste nivelul obligației principale. Întrebarea este, putem noi să reducem clauza penală sub? E adevărat, textul nu spune de o manieră explicită, însă rațiunea clauzei penale, cred că, să zic așa, ne sugerează să nu o reducem decât la un nivel care îl depășește pe acela al prejudiciului. De ce? Să mai existe în continuare această, să mai persiste sancțiunea la adresa, debitorului. Aș mai vrea ceva să adaug apropo de invocarea caracterului excesiv al clauzei penale. Spuneam că judecătorul nu poate să o invoce din oficiu, dar totuși cum ar putea să fie invocată? Păi ar putea foarte bine să introducă debitorul, pentru că el este interesat să introducă asemenea acțiune, chiar o cere prin care solicită reducerea. Ar putea să formuleze pe cale reconvențională, suntem de acord, într-un proces în care se cere executarea contractului, sau, cred eu, ar putea să formuleze această cerere și pe cale de apărare, adică să se apere zicând că ea are un caracter excesiv în această situație, care va fi, să zic așa, cum se va reflecta această apărare, dacă ea este întemeiată în dispozitivul hotărârii judecătorești. Păi instanța va admite în parte, nu? Va admite în parte cererea, nu? Și nu-l va obliga, sigur, la clauza penală în privința căreia judecătorul a gândit că ea este excesivă. Va putea judecătorul să, va putea creditorul să introducă o nouă cerere prin care să solicite din nou, având în vedere că a fost invocat caracterul excesiv numai pe cale de apărare? Răspunsul este nu. De ce? Că se va opune autoritatea de lucru judecat. Nu, acum lucrurile sunt clare pe nou cod de procedură civilă și considerentele decizorii intră în putere de lucru judecat. Deci s-ar opune autoritatea de lucru judecat dacă ar declanșa un nou demers. Și aș mai vrea aici să fac o scurtă precizare, să facem diferența între clauzele abuzive și o clauză penală excesivă. Dacă clauza penală este abuzivă, sancțiunea care este? Nulitatea. Pe când dacă ea este excesivă, sancțiunea este restrângerea. Ea este deci valabilă, doar că ea urmează să fie redusă. Problema clauzei penale excesive, sigur că o gândim în principiu în raport de legea 193/2000, dar aici este important, deci diferența este în perimetrul sancțiunii, nulitate versus restrângere. Da, dacă sunt întrebări în legătură cu ce ați întâmpinat, nu știu ce probleme ați întâmpinat. Dacă nu, atunci aș vrea să vă mai supun o altă problemă discuției. Și dacă tot suntem în zona, să zic, evaluării despăgubirilor, aș vrea să vă supun atenției dispozițiile articolului 1535 și 1536. Bănesc că de aceste dispoziții legale sigur v-ați lovit.
O primă problemă, să știți, o întrebare care recunosc că într-o primă fază era, să spun așa, pe punctul să-mi schimbe un punct de vedere pe care credeam, dar nu a reușit. O primă problemă care s-ar pune. Acest articol 1535 trebuie să-l citim în corelație cu 1523, aliniatul 1, litera D. 1523, aliniatul 1, litera D. Stabilește că în cazul obligațiilor care au ca obiect plata unei sume de bani, asumate în exercițiul activității unei întreprinderi, deci în cazul unor asemenea obligații, debitorul este de drept în întârziere. Cu siguranță că în inerția legislației ce precede noul cod civil, s-a spus așa, 1535 trebuie să fie înțeles în sensul în care daunele interese moratorii curg de la scadență doar în privința obligațiilor asumate în exercițiul activității unei întreprinderi. Pentru că doar acolo, sau doar în cazul lor, debitorul este de drept în întârziere. Cu alte cuvinte, noul cod civil n-ar aduce absolut nimic nou față de ceea ce credeam, sau ceea ce era reglementat, sau că era situația înainte de intrarea lui în vigoare. Și totuși, cred că lucrurile nu stau nici pe departe așa. Dacă vreți să întrebați, vă rog, ca să nu fie un monolog. Nu? Da. V-ați lovit de această problemă? Nu. Da. Eu înclin să cred că totuși 1535 sau cele două articole au domenii diferite de aplicare. 1535 instituie un caz special de punere de drept în întârziere. Dar el este special sub ce aspect? În sensul că această punere în întârziere operează doar pentru unul dintre remediile neexecutării contractului. Care? Curgerea de drept a daunelor interese moratorii. Și ca să fiu mai clar, am să vă dau un exemplu. Dacă debitorul nu execută o obligație de a da o sumă de bani, el este de drept în întârziere cu privire la daunele interese moratorii care încep să curgă de la data scadenței. Cred că suntem de acord, nu asta spune textul de lege. Curg de drept dacă e obligație pecuniară. În schimb, el nu este în întârziere cu privire la celelalte remedii ale neexecutării contractului. Mai exact, dacă creditorul ar vrea să declare unilateral rezoluțiunea, el nu s-ar putea prevala de această punere în întârziere instituită prin 1535, ci ar trebui să recurgă la punerea în întârziere reglementată de 1521 și următoarele din Codul Civil. Deci, cu alte cuvinte, 1535 reglementează într-adevăr o punere de drept în întârziere, dar care este aplicabilă în materia specială a daunelor interese moratorii. Pentru celelalte remedii este nevoie de punerea în întârziere formală a debitorului potrivit la 1521 și următoarele. Invers, dacă ne ducem în 1523 aliniatul 1 litera D, aici debitorul este de drept în întârziere cu privire la toate remediile neexecutării contractului. Și revenind la exemplul pe care l-am dat înainte, dacă obligația este asumată în exercițiul activității unei întreprinderi și creditorul vrea să declare unilateral rezoluțiunea, de această dată nu mai este obligat să-l pună în formal în întârziere, pentru că el este de drept în întârziere. Aceasta este, de fapt, diferența și, în același timp, domeniul diferit de aplicare al 1523 și al 1535. Acum, o altă problemă în legătură cu 1535, care ne obligă, din punctul meu de vedere, să gândim lucrurile diferit de cum vedeam lucrurile în perimetrul vechiului cod civil. Și nu numai, a legislației ce precede noul cod civil. Aparent, ar trebui să înțelegem așa, cu privire la cuantumul daunelor interese moratorii. Cuantumul daunelor, ne uităm acum la aliniatul 1 din 1535. Cuantumul daunelor interese moratorii, cum se stabilește? Se stabilește la nivelul convenit de părți, adică la nivelul clauzei penale de ele convenite, sau dacă nu avem clauză penală, la nivelul
dobânzii legale. Cu toate acestea, lecturarea în continuare și a tezei finale din 1535 și aliniatului 2 și aliniatului 3 din 1535 conduce la concluzia că în realitate aliniatul 1 instituie doar limitele minimale la care poate să apeleze creditorul. Și am să argumentez în continuare. Mai întâi, oarecum recurg la o distinție necesară, însă pentru înțelegerea problemei. Dacă nu există, sau există clauză penală, să luăm prima ipoteză, că așa mi-am notat-o și eu aici. Dacă există clauză penală mai mică decât nivelul dobânzii legale, iată ce ne spune 1535 aliniatul 3, situație pe care nu o aveam în legislația ce precede noul cod civil. Deci avem o clauză penală mai mică decât dobânda legală. Ce ne spune aliniatul 3? Dacă nu sunt datorate dobânzi moratorii, această sindagmă de fapt se referă la clauza penală, mai mare decât dobânda legală, creditorul are dreptul, în afara dobânzii legale, le dau interese pentru repararea integrală a prejudiciului suferit. Deci, cu alte cuvinte, dacă clauza penală este mai mică decât nivelul dobânzii legale, legiuitorul îi dă posibilitatea creditorului ce? Să ceară dobânda legală, prin ipoteză mai mare, sau chiar și daune interese în completare. Deci iată că nu se aplică clauza penală, ci în temeiul 1535 aliniatul 3, creditorul poate să ceară ce? Repararea integrală a prejudiciului. Prin urmare, regula că se aplică clauza penală atunci când ea se regăsește în cuprinsul contractului, când se aplică? Doar dacă ea este mai mare decât nivelul dobânzii legale, când creditorul are la îndemână doar a solicita clauza penală. Dacă nu avem clauza penală, sigur, instinctual am spune, îi dăm dobândă legală. Lucrurile nu stau chiar așa potrivit noului cod civil. Potrivit aliniatului 2, dacă înainte de scadență debitorul datora dobânzi mai mari decât dobânda legală, daunele moratorii sunt datorate la nivelul aplicabil înainte de scadență. Să luăm exemplu unui contract de împrumut. Într-un contract de împrumut, părțile au prevăzut o ce? Dobândă remuneratorie. Care dobândă remuneratorie este mai mare decât dobânda legală. Nu avem clauză penală. Deci dobânda remuneratorie este mai mare decât dobânda legală. În această situație, creditorul poate solicita nu dobânda legală, ci poate solicita dobânda remuneratorie. Ce a făcut de fapt legiuitorul? Din moment ce părțile și-au evaluat ele, ca să spunem așa, prețul lipsirii creditorului de bani pe cale convențională, au prelungit forța obligatorie a contractului și în zona de după, nu, scadența obligației. Deci are dreptul la dobândă remuneratorie, deci la mai mult decât cuantumul dobânzii legale. Este din nou un aspect de noutate. Și în plus, părerea mea că din aliniatul 3 al articolului 1535, deci dacă nu avem clauză penală, din moment ce legiuitorul îi permite creditorului, în condițiile în care clauza penală este mai mică decât dobânda moratorie, decât dobânda legală, să ceară dobândă legală plus daune interese, mă întreb dacă creditorul nu are clauză penală. De ce nu ar fi îndreptățit să dovedească un prejudiciu mai mare decât nivelul dobânzii legale și să ceară dobânda legală și daune interese moratorii? Deci, cu alte cuvinte, să interpretăm acest text de lege în sensul în care, existând identitate de rațiune, să-l aplicăm și pentru cel care nu are clauză penală, adică dacă cel care are o clauză penală mai mică. În plus, și cred că acest argument mai multă acuratețe soluției pe care am avansat-o. Uitați-vă, vă rog, și în 1536. 1536 ce reglementează? Reglementează regimul evaluării legale a daunelor interese moratorii pentru alte obligații de a face decât cele pecuniare. Și ce spune textul? Că în condițiile în care nu se execută la scadență obligația de a face, creditorul are dreptul la ce? La dobândă legală. Cu ce excepție? Cu excepția cazului în care s-a stipulat o clauză penală și ceea ce ne interesează pe noi acum, sau creditorul poate dovedi un prejudiciu mai mare cauzat de întârzierea în executarea obligației. Deci în cazul altor obligații de a face decât cele pecuniare, creditorul are dreptul nu doar la dobânda legală, ci la dobânda legală și la alte daune interese dacă prejudiciul este mai mare. Și atunci de ce oare creditorul care este îndreptățit la obligație pecuniară n-ar avea și el aceeași situație ca și cel din 1536?
Deci, iată aspecte de noutate care ne obligă cumva să ne reconsiderăm obișnuința de a acorda dobândă legală atunci când nu există clauză penală. Bine, iată că totuși creditorul are posibilitatea să solicite mai mult decât dobânda legală. Deci, cu alte cuvinte, aliniatul 1 din 1535 trebuie să-l înțelegem cum? Că există posibilitatea augmentării atât a deci a despăgubirilor, atât atunci când există clauză penală, cât și atunci când există dobândă legală. Și în final vreau să mai... Da, vă rog, haideți. O secundă, să vin acolo. Da, până ajunge microfonul, vreau să vă mai, să mai evidențiez. Uitați-vă puțin și la ultima teză din 1530, aliniatul 1. În acest caz, debitorul nu are dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor cu urmare a întârzierii plății ar fi mai mic. Debitorul nu poate să facă dovada că prejudiciul este mai mic decât clauza penală sau dobânda legală. Evident, aliniatul 2 și 3 vin în completarea aliniatului 1, dându-i posibilitatea creditorului să pretindă atât clauză penală, atât despăgubiri peste clauza penală, cât și despăgubiri peste nivelul dobânzii legale. Vă rog. Care ar fi, în opinia dumneavoastră, prejudiciul care ar putea fi acoperit pe lângă dobânda legală? Deci ce prin întârzierea obligației de plată a unei sume de bani. Da, credeți deci, că, da, ok, dar credeți că nu e de imaginat ca prin aceea că nu-mi dă o sumă de bani n-aș putea să înregistrez un prejudiciu mai mare decât dobânda legală? Da, adică n-aș la ce exemplu v-ați gândit când ați spus că și chiar și în cazul în care părțile nu au stabilit o dobândă? Textul ne zice, cel puțin în opinia mea, prejudiciul poate fi acoperit doar prin plata dobânzii legale. Fără a... Vă refereați la ultima interpretare pe care am oferit-o pentru ipoteza în care nu există clauză penală. Exact. Interpretând acest text de lege. Dar de ce credeți că n-ar putea să fie o... Haideți să gândim așa. Dacă are clauză penală, ca să merg așa puțin invers, dacă are clauză penală, da? Mai mică decât dobânda legală, și totuși el are posibilitatea să ceară dobânda legală plus, adică inclusiv legiuitorul admite că ar fi de imaginat o asemenea situație. De ce nu putem să aplicăm același raționament și în cazul în care nu există absolut deloc instituită o clauză penală? În practică se invocă inflația ca și prejudiciu și acoperirea eventualului prejudiciu cu... Bine, indicele problema, de inflație. Nu știu dacă credeți, indicele problema, de inflație ar intra aici și... Nu cred că ar intra inflația. Cred că problema inflației intră în... strict, cred că privește executarea obligației la nivelul, la nivelul celei care a fost convenite. Cred că acolo intră rata inflației. Intră în zona debitului, ca să zic așa. Deci nu cred că ar intra aici. Dar încă o dată, n-aș înlătura de planul ideea că el ar putea să dovedească, eu știu, că poate banii ar fi fost utilizați în alt sens și ar fi produs alte avantaje care, în condițiile în care nu i s-a achitat suma, sunt de natură să-i cauzeze un prejudiciu mai mare. Adică ideea ar fi așa, să nu gândim ab initio că această, că odată ce, încă o dată, nu există clauză penală, limita este dobânda legală. Nu, el poate să facă dovada unui prejudiciu. Deci nu v-ați gândit, deci pe lângă dobânda legală să-i fie acordată, de exemplu, dobânda comercială sau care ar fi mai mare? Nu, echivalent a dobânzii. Ideea, nu, mă gândeam pe ideea reparării integrale a prejudiciului. Când el face dovada... Dacă ar fi avut bani, suma de bani la dispoziție, ar fi făcut cu totul altceva. Exact. Numai că îmi pare mie că noi eram, ca să zic așa, structurați a gândi aceste situații că nu are dreptul decât la dobânda legală. Ori nu, un cod civil deschide, ca să zic așa, poarta sau porți pentru noi, posibilități pentru creditor de a cere mai mult decât nivelul dobânzii legale. Da, nu știu cum ați văzut aceste texte de lege. Le-ați văzut în această manieră sau pur și simplu le-ați aplicat în sensul că, vedeți, dacă ne limităm numai la aliniatul 1, am fi tentat să spunem clauză penală, dobândă legală. N-am clauză penală, merg pe dobândă legală, nu am... Discuțiile care le-am avut în practică au fost la posibilitatea cumului inflației cu dobânda legală. Fie, pentru... În privința asta lucrurile mi se pare că s-au cam lămurit. Adică acum, cam cel puțin pe partea cu... În sens afirmativ. Da. Da. Nu știu, mai rezistați? Eu mai pot. Da. Mai este o problemă în legătură cu... Stați să vedem dacă în legătură cu acest aspect ar mai... 1536.
Iarăși, cu titlul de noutate, doar un singur lucru am vrut să vă mai spun. Deci avem mai valoare legală pe alte obligații decât cele pecuniare. E clar, 1536. Care e diferența asta față de 1535? Trebuie să fie pus în întârziere. Ce înțelegem prin obligații de a face? Nu știu dacă v-ați pus... Adică obligațiile de a face, în sensul lui 1536, nu trebuie să fie limitate la obligațiile de a presta un serviciu. Deci obligațiile de a face sunt toate celelalte obligații pozitive, mai puțin cele de a da. Deci legiuitorul a dus, să zic așa, pe picior de egalitate, pe creditorul unei obligații de a primi o sumă de bani, cu cel care are dreptul de a primi altceva decât o sumă de bani. Spre exemplu, un bun. Deci, cu alte cuvinte, dacă nu predai bunul la termen, deci nu predai bunul la termen, ce trebuie să facă creditorul? Dacă nu este de drept în întârziere, să-l pună în întârziere. Odată ce l-a pus în întârziere, curg daunele interese moratorii. În ce cuantum? Păi, dobândă legală, clauză penală, deci dobândă legală sau clauză penală, dar atenție, ceea ce spuneam înainte, dacă face dovadă unui prejudiciu mai mare, pe lângă dobânda legală, are dreptul să solicite chiar mai mult. Deci acest aspect are un caracter de noutate față de legislația anterioară noului cod civil. Acum, altă problemă, nu știu, mi-a mai îngăduit să discut și aia cu asigurarea? Da. Nu știu ce a însemnat acest. Bun. În fine, este o problemă, iarăși, care a fost ridicată în mai multe rânduri de către colegii noștri, privitoare la posibilitatea moștenitorilor, celui care a provocat un accident, de a fi despăgubit de către asigurător. Acum, nu știu dacă noastră v-ați lovit de această problemă, pentru că dacă sunteți, să zic așa, civiliști, nu știu dacă ați întâmpinat asemenea situații. Deci, întrebarea era următoarea. Poate moștenitorul să solicite despăgubire de la societatea de asigurare, dar moștenitorul cui? Al celui care a provocat accidentul, zicând, păi da, dar el a fost vătămat, cred că în situația asta mai puțin, și atunci, cu pregătire atunci când a decedat, se ceară despăgubiri de la asigurător pentru suferința înregistrată ca urmare a decesului acelei persoane. Când de regulă se acordă asemenea sau când o cere cine? O cer moștenitorii victimei, nu moștenitorii celui care. E situație puțin mai delicată pentru mine, problema a fost oarecum discutată într-un alt cadru, dar totuși îmi asum riscul să aduc mai multe argumente în sprijinul ideii că în această situație moștenitorii nu au deschis această cale. Și haideți să vedem argumentele cu ajutorul Nadiei. Odată, dacă citim articolul 50, acum am să încerc să fiu extrem de expeditiv, doar să vă supun atenție dispozițiile legale și sigur că urmează noastră eventual să mai reflectați asupra lor. Articolul 50 alineatul 3 din legea 136, dacă ne uităm la topografia lui, acesta este de fapt textul care a născut, ca să zic așa, și ideea că în această situație moștenitorii ar avea un drept la despăgubire. Puțin dacă Nadia poate să vă arate și textele aliniatele ce preced, deci aliniatul 1 și aliniatul 2 ce preced cel de-al treilea aliniat, o să observați că el apare într-o succesiune firească în care se vorbește despre victimele, despre cei care au fost vătămați în mod nemijlocit prin accident. Și acolo se spune, într-adevăr, dacă acești moștenitori au fost și ei, au fost vătămați, a călcat antecesorul și a călcat succesorul cu mașina. Păi da, el este victimă, da? Dar nu în ipoteza în care el nu a fost implicat în mod direct în accident. Față de formularea, zice, se echivocă a acestui text de lege care nu distinge, s-a susținut că ar avea și acești moștenitori îndreptățirea să solicite despăgubiri. Am să rog pe Nadia să vă arate însă un alt text de lege, este norma aceea, norma 23, parcă. Da? Articolul 27, aliniatul 2, parcă, litera B. Pentru a înlătura orice fel de discuții, pentru că, într-adevăr, societățile de asigurare au fost obligate în asemenea situații, au intervenit din nou spunând că, parcă la 27 aliniatul 2 litera B, cum? Da, nu se acordă despăgubiri, cum? Da? Nu se acordă despăgubiri, da, dacă... Da, îl vedeți pe ecran, da?
Deci nu se acordă despăgubiri în cazul vătămării, da, acesta este textul, în cazul vătămării sau morții, indiferent cine. Atenție, această modificare s-a introdus undeva în 2012. Bun, și dacă aceste argumente nu sunt suficiente, ar vrea să mă aduc încă două. Să nu uităm că obligația asigurătorului este una, cum? Subsidiară. Păi trebuie mai întâi să existe un raport de răspundere delictuală între cine? Între autorul faptei și cineva, doar dacă, și un terț, victima. Doar dacă există acest raport de răspundere delictuală, se poate pune problema angajării răspunderii asigurătorului. De a ne spune acum clar și 2223, da? Când se angajează răspunderea asigurătorului în cazul asigurării de răspundere civilă. 2223, din codul civil. În cazul asigurării de răspundere civilă, asigurătorul se obligă să plătească o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde potrivit legii față de terțele persoane. Deci, în cazul asigurării, asigurătorul se obligă ce? Să plătească o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde. Păi, acum, sincer vorbind, dacă merge antecesorul pe stradă și se împiedică și se lovește la picior, poate copilul să-i ceară despăgubiri? Sau dacă, Doamne ferește, moare, poate să-i ceară despăgubiri? Dacă el provoacă un accident, se naște un raport de răspundere delictuală între asigurat și succesorii lui, doar dacă există acest raport de răspundere delictuală, există în subsidiar, ca să zic așa, această răspundere a asigurătorului. Și încă un argument de text, să știți că noul cod civil, în 1390-1392, cu privire la prejudiciile prin ricoșeu, le acordă doar în situații extrem de restrânse. Deci nu mai avem posibilitatea de a acorda repararea acestor prejudicii prin ricoșeu oricând și oricum. Trebuie să se muleze pe tiparul ipotezelor avute în vedere de 1390 și 1392. Și dacă le lecturăm cu atenție, o să vedem că sunt îndreptățiți cine? Moștenitorii victimei. Numai, deci aceste prejudicii nu mai pot să dau, spre exemplu, cuiva care spune așa, păi a decedat X și pentru că a decedat el nu și-a mai îndeplinit obligațiile contractuale față de mine și din cauza asta am suferit un prejudiciu. Deci prejudiciile prin ricoșeu sunt gândite mult mai restrictiv acum de către noul cod civil. Deci pot fi acordate numai în situații limitative prevăzute de lege. Ori aceste prejudicii sunt, sigur, indirecte. Nimeni cred că nu contestă că e vorba de prejudiciu prin ricoșeu. Oricum, înțeleg că această problemă a rămas în cadrul unei întâlniri anterioare sub semnul întrebării și că urmează poate un reel. Să urmeze un reel. Da, urmează un reel pentru să facă o propunere pentru. Da. Sunt rândul trebuie în țară, da, este practică reunitară, mi-am făcut, dar acum recent a comunicat o hotărâre prin care a stabilit că se acordă despăgubiri, a fost casată o hotărâre a unei curs de apel și ne-a trimis-o spre rejudecare și atunci noi am strâns hotărâri din țară și colegii de conducere a curții va urma să promoveze, un reel. În fine, ne-am... Moștenitorii, autorului accidentului, care au solicitat despăgubiri. Da. Ei nu au fost în mașină, deci au fost moștenitorii, autorului accidentului, vinovată producerea accidentului, decedat și moștenitorii au promovat acțiunea pentru despăgubiri contra asigurătorului. Curtea a respins acțiunea pe motiv că nu sunt dreptățiți. În alta curte a casat cu trimitere și a stabilit că în virtutea lui 50, aliniatul 2, 3, sunt îndreptățiți. Și a casat cu trimitere. Și acum societatea de asigurare a solicitat colegiului de conducere să promoveze RIL și s-a întâlnit secția civilă, a fost de acord și acum se strâng hotărâri și se face referatul pentru promovarea RIL-ului. Da, da, da. Față 50 aliniatul 3 care nu distinge. Apare totuși că e scos din context. Da, în fine, sigur. Vă rog. Da, era pe acel ordin din 2008 care încă nu lămurea lucrurile, dar atunci totuși mai promovăm un RIL pentru acele situații, pentru că totuși după 2012 pare că lucrurile s-au lămurit din moment ce spune clar că nimeni nu poate să ceară despăgubiri pentru asta. Da, da, noi încă avem litigii cele mai vechi, pe dispozițiile legii vechi. Așa și da, de aceea, da, și încă mai avem, încă mai subzistă și cred că e binevenit RIL-ul ca să ne lămurim o dată. Da, dar totuși până ce vine RIL-ul, ca să spun așa,
am riscat, ca să spun așa, să mă aduc argument într-un anumit sens și totuși va trebui să dăm și noi soluții până la acel moment. Nu? Eu vă mulțumesc mult pentru răbdare, vă doresc în continuare o după-amiază frumoasă.